Bun găsit la meditația de seară despre curățirea conștiinței. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fiecare încăpere a templului sufletului a ajuns într-o anumită măsură întinată și are nevoie de curățire. Cercetați-vă labirintul conștiinței. Închideți ferestrele sufletului față de cele lumești și deschideți-le larg spre cer, pentru ca razele luminoase ale soarelui neprihănirii să poată pătrunde nestăvilite. Memoria trebuie împrospătată de principiile Bibliei, mintea trebuie păstrată curată pentru a reuși să distingă binele și răul. În timp ce repetați rugăciunea pe care a rostit-o Domnul Hristos în prezența ucenicilor săi și în timp ce vă străduiți să răspundeți dorințelor sale în viața voastră de zi cu zi, Duhul Sfânt va înnoi mintea și inima voastră vă va da puterea de a aduce la îndeplinire planuri înalte și sfinte.